Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem piersici, căpșunele, lămâioare, iată, struguraș, pere. Facem aluatul pentru, ia uitați, căpșunele, uitați cum le-am făcut. Eu chiar am pus și o frunzuliță de căpșunică, cam în, sau lămâi, ia uitați lămâița. Vedeți? Le dăm formă cu mâna. Ia uitați, și o pară. Ia uitați. Acesta să spunem că seamănă cu un măr. Îi punem o frunzuliță sau cu caisă, cu piersică. Ia uitați. Și strugurel. Ne jucăm astăzi. Am încercat să fac și o banană. Și le umplem cu dulceață, cu nuci și se mențin foarte bine, sunt foarte, foarte fragede. Sper să încercați rețeta. Și o să avem nevoie de 2 ouă, o să le punem așa. O să mai avem nevoie de 100 de grame de zahăr, o să avem nevoie de lapte, de 80 de lapte. Puneți ulei, puteți face cu ulei sau cu untură. Eu astăzi am să pun untură și să vedeți ce frage devin. Și în loc de 125 de ulei, eu am pus 120 de untură. 120 de untură. O să mai avem nevoie de un praf de sare, de 8 grame de praf de copt, esență. Eu am să pun un pic de esență de rom. Așa. Și făină cât cuprinde. Acestea sunt ingredientele. Ia să le punem așa să se vadă. Și să mai repetăm o dată. Avem nevoie de esență, esență de rom, esență de vanilie, coajă de lămâie, coajă de portocală, ce doriți să puneți în interior. 2 ouă, 100 de zahăr, un praf de sare, 8 grame de praf de copt, 120 de untură sau 125 de ulei, acum depinde, eu fac untură, și 80 de lapte și făină cât cuprinde. Și o să punem totul într-un bol. Am să dau deoparte, ia uitați, așa o să iasă. O să le facem împreună, le dăm la cuptor și le umplem cu dulceață și cu nuci. Și cu restul care o să scobim în interior, o să punem așa. Aici am un bol. Și am să pun 2 ouă. Am să pun 100 de zahăr, punem 80 de lapte, le punem pe toate așa, apoi o să punem untura, 120 de untură, o să punem și un praf de sare, un praf, nu mai mult, așa, amestecăm puțin. Și apoi o să adăugăm praful de copt, 8 grame, și făina cât cuprinde, ca să avem un aluat potrivit de tare. Așa, vedeți? Eu le amestec așa și acum încep să adaug făină. Puțin câte puțin. Și adăugăm puțină făină cu 8 grame de praf de copt. Așa. Și amestecăm. Și acum le amestecăm bine, bine, până iese o cremă. Și după aceea adăugăm făină cât este necesar. Așa. Așa. Ia uitați, vedeți?
începe să se amestece bine totul cu untura. Mai adaug încă puțină făină ca să am o cremă subțire și fină. Ca să obțin, ca să se amestece bine toate ingredientele. Și să încercați să vedeți cât sunt de fragede. Cine nu vrea să pună untură, pune ulei. 125 de mililitri de ulei. Așa. Ia uitați consistența acum. Se amestecă bine, bine, bine toate. Și le amestecăm bine. Așa. Până o să se fie totul bine amestecat. Așa. Mai adaug puțină făină. Puțină. Să vedem cât ne intră. Așa. Amestecăm până nu se mai cunoaște bine untura. Amestecăm bine, bine. Ia uitați, vedeți? Le-am amestecat bine, bine, bine. Vedeți? Și acum adaug făină până obțin un aluat potrivit de tare. Așa. Iau să pun dedesubt să nu fac zgomot. Așa. Amestecăm bine, bine, bine toate. Gustați. Gustați să vedeți. Ia. Este bun și de zahăr și de aromă. Aroma n-am pus-o. Să punem puțin rom. Am uitat să pun romul. Punem și puțin aromă. Și acum amestecăm. Așa. Uitasem să pun aromă. Așa. Și amestecăm bine. Și gustăm. Dacă este aromat și dulce, lăsăm așa. Dacă mai trebuie, ia să mai gustăm un pic. Este bun. Așa. Și acum adăugăm. Ne uitați cât este de fin. Vedeți? Am amestecat bine toate ingredientele și acum adăugăm făina cât cuprinde. Ce înseamnă cât cuprinde? Până o să avem un aluat care nu se lipește de degete, de mâini și... Și este potrivit de tare. Nu este nici moale, moale, lipicios, dar nici tare să nu-l putem lucra. Așa. Și acum adăugăm restul de făină. Aici am avut jumătate de kilogram. Și dacă este nevoie, mai adăugăm. Și acum amestecăm încet. Aluatul îl lăsăm măcar o jumătate de oră la odihnit. Așa. Mai trebuie. Vedeți cum este? Așa, mai adăugăm făină. Adăugăm puțin câte puțin. Și dacă se întâmplă să-l facem prea tare, mai punem puțin lapte. Puțin lapte și frământăm. Dacă mă adăugăm prea multă făină. Așa. Tot mai trebuie făină, mai adăugăm puțin. Acum am să frământ și cu mâna. Ia uitați. Am să mă ajut așa cu făină să scot furculița. Furculița, lingura. (Gântu-i)
Este moale, este foarte moale, mai trebuie făină. Așa. O să mai adaug puțin. Aici am avut jumătate de kilogram de făină. Așa. Și îl frământăm bine. Ca să adăugăm toată făina care ne trebuie. Așa. Mai trebuie puțină făină. Am să mai iau puțină de aici. Mă doriți. Aratul nostru este gata. Ia uitați-l. Ia uitați consistența. Așa. Și o să dăm forma la... Ce o să facem? Ia uitați aluatul. Vedeți cum este? Așa. Și o să dăm forma la... Să facem mai întâi ce să facem? Le faceți și mai mici, și mai mari. Le puteți măsura să fie ambele părți, să fie egale când le uniți una cu cealaltă. Puteți pune în interior și hârtie de copt sau coajă de la o nucă și după aceea să dați forma deasupra. Sau pur și simplu faceți forma și după aceea cu un cuțitaș o să scobim așa în interior. Ia uitați, o să facem căpșunelele, o să începem cu căpșunelele. Și o să le facem așa, o să dăm forma de căpșună. O să ne ajutăm cu... Ia uitați și cu aceste instrumente. O să ne jucăm astăzi puțin. Cum fac eu? Ia uitați. Vedeți? Așa. O să dăm prima parte aici. O să... Ia uitați. O să facem prima dată căpșunelele. Și dăm formă. O să dăm formă cu degețelul. Vă puteți ajuta cu imagini care sunt pe internet, cu cum arată o căpșunică, cum arată o pară, o lămâie, o gutuie, o prună, ca să se apropie cât de cât. Așa. Vedeți? Dăm forma. Cine dorește să se joace, ca mine. Așa. Le punem așa aici, una lângă cealaltă. O să le pun așa fața, ca să le vedeți. Așa. Acum, să facem partea de la frunzuliță. Tot așa cu mâna ne jucăm. Și cu un cuțitaș, un fărfecuț de plastic. O să tăiem așa. Ia uitați. Dăm deoparte. Cine dorește să se joace, ia uitați, vedeți? Și acum aplicăm așa deasupra. Așa. Mai facem încă una. Cine dorește să se joace, o să facă ca mine. Cine nu, face biluțe și imediat termină. Așa. Ia uitați. Și tăiem. Tăiem așa cu foarfecul. Nu trebuie să fie nimic precis. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și o să punem așa deasupra aici. Acum, cu o scobitoare sau cu acesta... Vedeți? Are așa ca o scobitoare. Este ca o țepușă. O să apăsăm. Și apoi o să colorăm. Eu le-am colorat cu un pensionaj. Pentru că ele sunt foarte fragile și din dulceață o să-și tragă. Și cu un pensionaj am colorat deasupra când sunt gata cu verde și de desubt cu roșu. Ia uitați. Așa. Și apăsați așa bine să rămână. Ia uitați-le. Se văd.
Așa, am făcut căpșunica. După aceea o să le scobim când sunt... Acum, să facem lămâie. După aceea o să facem banane. Așa. Și lămâia. Ia uitați, tot așa, o formă lunguiață într-o parte și cealaltă. Un pic bombat aici deasupra. Așa. Ne jucăm, ne jucăm, ne jucăm. Vedeți? Așa. Eu am aici o formă. Ia uitați. Eu mă joc, mă joc, mă joc. Îmi place să mă joc. Aici am să apăs. Ia uitați că să-i dau o parte, așa, parte de deasupra, unde vine prinsă la copăcel. Și aici, în partea asta de jos, ia uitați, tot cu această formă, am să apăs așa. Și o să iasă, că, ia uitați, vedeți? Începe să prindă formă. Așa, mai țuguiat așa aici, în vârful. Și tot așa, câteva punctișoare mici, mici, mici de data aceasta, ca să semene așa cu lămâia. Ia uitați. Așa, și să vedeți cum arată. Ia să vă arăt cum arată. Ia uitați, cam așa o să vină. Vedeți? Cam așa. O să facem și un strugurel. Am să vă arăt cum l-am făcut. Așa, e să terminăm lămâia noastră. Lămâița noastră. Așa. Aceasta este și lămâia. Acum să facem și pere, și banane. Ia uitați. Și la banană tot la fel. Ia uitați. O să facem așa și o să întoarcem aici. O să facem aici plată de desubt. Ne jucăm, ne jucăm, ne jucăm. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și când se lipesc una de cealaltă, ia uitați cum vin. Așa. Aici o să facem. Am făcut durașul. L-am început, am făcut bobițe. Și tot la fel. Faceți una pe stânga, una pe dreapta, să fie identice. Ia să-l fac de jos. Facem bobițele, unim și apoi eu am să le ating ca să se lipească. Ne uitați. Așa. Acest bețișor, vedeți, cu acesta, eu îmi le lipesc așa aici. Le unesc. Și ele se lipesc. Așa. Acum am să mai fac încă unul, să fie identic. Și o să punem aici. Ne jucăm, astăzi ne jucăm. La prăjituri trebuie timp. Timp și multă răbdare pentru cei care vor să facă
Așa. Vedeți? Vă puteți juca cum doriți, cum doriți cu... Așa. Puteți face și piersici și toate fructele, toate care le doriți. Așa. Eu le lipesc acum, ca să nu se desfacă. Ia uitați. Așa. Așa. Acum eu le dau la cuptor. Ia uitați-le. Vedeți? Aici le dau la am cuptor ceață pentru umplut. Dacă doriți, puteți pune și nuci pe măcinați. Ia uitați, o să le facem așa. Le avem aici. Cu un cuțitaș o să scopim puțin, am să vă arăt cum le facem. Și am să pun puțin din acest sirop sau colorant, acum depinde de fiecare. Am să pun puțin aici. Sirop de mentă. Așa. Și aici am un pic de rom. Și dulceață. O să am nevoie de pensionașe. Așa. Eu le fac cu pensionașe, dar le puteți băga și în, și în sirop. Cu un cuțitaș o să scoatem încet, încet așa de aici. Ia uitați, încet, încet să nu le stricăm. Așa. Și tot ce scoateți puteți uni cu dulceața și cu nucile. Depinde, dulceața este mai moale, mai zemoasă, adăugați tot ce, tot ce scoateți din interior. Așa. Și încet și cu răbdare. O să facem aici. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa. Să facem și pe cealaltă. Cu mare grijă ca să nu le rupeți. Să știți că sunt foarte fragile. Să le încercați, să vedeți ce bunătate. Eu sper să vă placă. Eu acestea le fac de obicei cu dulceață, pentru că se mențin mai mult decât cele cu creme. Și având în vedere că adăugăm și nucușoară. Așa. Le vedeți? Așa sunt. Acestea sunt caisele. Și le punem așa aici. Aici avem strugurelul. Așa. Aici avem lămâia. Și perele. Și să vă arăt cum le facem. Eu am să umplu doar cu dulceață. Aici am o dulceață de mure. Dulceața de mure făcută de mine. Am fost la cules și am făcut. Așa. Și am să umplu cu puțină dulceață. Vedeți? Un pic aici și un pic în partea cealaltă. Am văzut că e de ajuns. Ia să vedem, să le unim.
Așa. Și ce ne rămâne? O să dăm jos. Așa. Și acum să vă arăt cum le fac eu. Cu personaj. Vedeți? Cu roșu, de exemplu. Ia să vedem cum colorează, vedeți? Acesta este, am mai spus, alt kermes. Și eu le dau așa cu. Așa. Și să dăm cu. Să știți că de la dulceață ele se înmoaie bine și sunt bune și gustoase. Așa. Apoi o să le dăm prin zahăr. Vedeți? Eu aceste pensoane le folosesc doar în bucătărie. Am să vă mai spun un secret. Eu și pictez. Pictez în ulei. Așa. Într-o zi am să vă arăt și tablourile mele, să vedeți ce pictez eu. Așa, și acum cu verde o să dăm. Acesta este siropul de mentă. Cred că și cu sirop din dulceață ați putea pune în peste. Și după ce le dați prin zahăr. Așa. Un pic de verde. Așa. Și acum avem un pic de zahăr. Vedeți? Și le dăm prin zahăr. Ia uitați. Așa. Și a ieșit căpșunica. A ieșit căpșunica. O așezăm aici pe Mamă, căpșunele frunză. în vas. Și o să punem o frunzuliță. Ia uitați. Rupem o frunzuliță. Și o așezăm așa aici. Ia uitați. Căpșunele. Și așa procedăm cu toate. E să vedem dacă să umplem, vedeți, acesta este strugurașul meu. Vedeți că s-a lipit. Ia să punem și strugurașul să-l umplem. Eu am amestecat un pic de roșu cu verde. Ca să facem un maro. Acestea doar umplute, nu trebuie scobite. Așa, ia uitați. Vedeți? Și acum cu pensonașul de verde o să dăm puțin așa pe deasupra și pe aici. Ia uitați așa. Vedeți? După ce dăm cu roșu pe deasupra. Ca să iasă așa mai moviu. Astăzi ne jucăm. Am să dau și cu puțin roșu pe deasupra, așa ca să facem un moviu, așa să semene cu strugurașul. Vedeți? Ia uitați. Așa. Acum le dăm pe zahăr. Aici avem zahăr pudră, zahăr tos. Așa. Ia uitați. Și așezăm aici alături. Așa. Am să pun și puțin verde. Așa. Puțin, puțin, puțin și roșu. Așa. Puțin, puțin. Și puțin roșu. Pe mijloc, așa, aici. Așa. Și cu galben. Ia uitați. Așa. Ochiul. O să vadă. Și acum o Și să punem aceasta este interior. fara noastră, vedeți? Și acum o să punem o frunzuliță de lămâi. Am un lămâi mic, mic, mic în balcon. Ia uitați. Așa. Acestea făcute acum și acestea
făcute mai devreme. Eu vă pup dulce pe toți. Fursecuri cu dulceață. Eu vă Vă spun mulțumesc să vă pup foarte din mult ea. și ați avut răbdare să stați cu mine în direct. Vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă și aștept mesajele voastre. Vă doresc multă, multă sănătate și o zi frumoasă. Vă pup dulce pe toți. La revedere!